Pe normal acestui tratat ar fi trebuit să ducă la negocierea României cu Uniunea Europeană cel puțin la 3 puncte. O perioadă de tranziție privind nivelul prevederilor între 3 și 5 ani ale acestui tratat, România să nu contribuie la fondul de salvare, iar elementele de calcul ale produsului intern brut să fie cele proprii structurale nu impuse de către Uniunea Europeană față de standardele economice ale acestor state slab dezvoltate, cum se numără și în România, mai putând suporta alte taxe sau impozite. Acțiunea noastră de astăzi, așa cum v-am spus, este organizată atât de cartel Alfa, cât și de Blocul Național Sindical. Este organizată de la ora 13 până la ora 15, ora 13.